deținuții de la penitenciarul Timișoara beneficiază de un program special de sărbători. Cei care au avut un comportament exemplar vor putea să petreacă câteva zile în sânul familiei. 16 persoane private de libertate au fost propuse pentru a petrece de la o zi până la 5 zile alături de familie cu ocazia sărbătorilor. Persoanele aflate în detenție nu părăsesc penitenciarul decât în mod excepțional. Și pentru conduita pozitivă pe care au adoptat-o, pentru implicarea în activitățile și programele organizate de penitenciar și pentru rezultatele obținute în activități lucrative sau voluntariat, 16 persoane au primit permisiunea de a părăsi penitenciarul de la 1 la 5 zile pentru a fi alături de familie în perioada sărbătorilor de Paște. Cei care rămân în penitenciar au dreptul să primească mai multe vizite, vor primi pachete de Paște, meniu special și vor putea participa la întâlniri duhovnicești, dezbateri sau concursuri pe tema sărbătorilor. Care nu sunt în această fericită ipostază, beneficiază de vizite cu familia, pachete cu produse tradiționale, iar cei care nu sunt vizitați, pentru aceștia pregătim noi și cozonac și ouă roșii și pot cei care au aparținători, fie rude, fie prieteni care doresc să-i viziteze. În această perioadă este un program mai generos. Datorită numărului mai mare de vizitatori din această perioadă, vor fi introduse și elemente de control mai severe pentru a împiedica introducerea de obiecte sau produse ilegale în penitenciar. Tot fiind faptul că în perioada aglomerațiilor umane există și tentația încălcării regulilor, respectiv aceea de a disimula în diverse produse, telefoane, droguri, arme albe sau alte obiecte interzise, alcool și așa mai departe. Scopul acestor activități de Paște este de a implica, sensibiliza și responsabiliza persoanele private de libertate prin valorificarea abilităților, aptitudinilor și intereselor acestora.